Ceva l-a speriat, sigur l-a speriat ceva. Că văd că vrea să se întoarcă, nu vrea să se mai înfunde prea mult. A văzut ceva. Ce ai văzut? Ok. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte important astăzi, pentru că azi vom merge cu Teddy în două locuri. Primul loc în care vom merge va fi lacul Beliș. Este o zonă turistică extraordinar de frumoasă, nu am fost niciodată și cu siguranță am vrut să vedeți și voi, pentru că, într-adevăr, merită vizionat și este foarte frumos. Este un lac imens cu diferite atracții turistice. Așa că ne-am hotărât să mergem și cu Teddy ca să-l scoatem la plimbare și după ce ne întoarcem de la acest lac, vom merge în pădurea Hoia Baciu. Cea mai bântuită pădure din lume. Se zvonește că acolo se întâmplă niște fenomene paranormale de neexplicat, OZN-uri, fantome și așa mai departe. Unii câini, într-adevăr, pot simți pericolul. Și nu doar pericolul, ci ei au un simț foarte dezvoltat față de oameni. Și chiar se zvonește că și câinii pot simți spiritele. Și având în vedere că pădurea este bântuită, îl vom duce pe Teddy și să vedem exact ce va simți el. Dar cine știe, poate într-adevăr va simți ceva pe bune. Și cu siguranță o să rămânem șocați. Cine știe ce o să găsim acolo. Haideți să mergem, o să vă iau cu mine într-un vlog destul de interesant și rămâneți neapărat până la sfârșit ca să fie nebunie. Și apropo, nu uitați, abonați-vă, activați clopoțelul și bineînțeles urmăriți-mă pe Instagram Florentin Hriscu, pentru că acolo am postat și o poză cu Teddy foarte frumoasă. Așa că linkul este în descriere. Haideți să vă iau cu mine în excursie, într-o excursie paranormală. Să-i dăm bătaie. Am terminat o ședință foto cu Teddy pe acești baloți de paie. Teddy aici, blănos, l-am urcat și sus. O să vedeți pozele pe Instagram, sunt foarte frumoase. E prima oară când am urcat pe un balot. De 2 sau 3 ani îmi doresc să fac niște poze de genul acesta. Și Teddy a fost foarte cuminte. Bine, aș vrea să se dea jos, dar oricum l-am ținut. Și e cel mai frumos băiat din lume. Fotogenic îl facem. Frumos în câmp. Ok, sunt obosit. Hai să mergem în continuare la plimbare. Hai Teddy! Hai! Hai Golan! Hai Golan! Am ajuns la lacul Beliș din punctul nostru de vedere. Mi se pare unul dintre cele mai frumoase lacuri pe care le-am vizitat până acum, pentru că am mai fost la un lac în Austria, se cheamă Hallstatt și ne-am mutat aici. Nu? Uh-huh. E foarte frumos. Este o zonă turistică. Din câte am văzut, sunt foarte mulți oameni care vin. Lacul este imens. Nu mă așteptam să fie atât de mare. E frumos. Arată foarte bine. Și m-aș muta aici. Wow! Doar să ai un iaht și să te plimbi prin tot lacul. Sau un skijet sau ce vreți voi. Nu știu dacă mergi să faci baie. Ba da, e merge. Plajă mai încolo. A, da, e și plajă. Uh-huh. Dacă vrei să veni și la plajă, este o plajă mai încolo. Am ajuns! Tocmai am intrat în comuna Baciu, încă nu am intrat în pădure. De fiecare dată când venim aici, e drumul varză. Deci dacă vreodată veniți aici, aveți grijă să nu vă rupeți picioarele de la mașini, roțile. Aici, nu mai știam... Da, picioarele de la mașini. Nu mai știu pe unde, dreapta, nu? Dacă știu că da, în față nu mai era. Ok. Am mai venit aici o singură dată, sau am mai venit, asta e a doua oară sau a treia oară? Că nu mai știu. Am uitat. Ok, mai mergem puțin. Și o să vedem să îl scoatem pe Teddy, să vedem exact dacă simte fantomele. Activitățile paranormale, mamă, cât de groapă-s aici. Peisajul nu e rău, e chiar frumos. Lui Teddy o să-i placă. Este lumea la grătare. Nu? Hop, hop, ușor. Gata, mergem. Tă-tă-tă-tă. Și acum cum ar fi să iasă o fantomă în fața noastră? Am ajuns. Dacă vedeți ceva ciudat, scrieți în comentarii, puneți pauză. Mă, era zic copacul ăsta e ciudat. Vreau să fac câteva cadre ca să-mi spuneți exact ca data trecută când am mai făcut episodul ăsta și mulți dintre voi îmi scriau în comentarii că ați văzut ceva ciudat. Ok. Ciudat. Hai să vedem cum se comportă Teddy acum
și să vedem ce spune. Perfect! Am ajuns în pădure și în spatele meu se află exact pădurea Hoia Baciu. Și aici este Teddy, el este apărătorul meu. Așa că, Teddy, te rog frumos, spune-mi dacă vezi vreo chestie. Deja el simte ceva din câte se pare. Unde mă duci? Unde mă duci? Cred că a simțit ceva. Ok. E derutat. Teddy, ce ai găsit acolo? Ce ai găsit acolo? Ce ai găsit acolo? Ia zi, ce ai găsit? Fantome? Fantome? Hai, du-mă exact unde știi tu că sunt fantomele paranormale. Ok. Hai. Ce-i drăguțule? Ce-i frumosul? Ia zi, uite. Uite pe acolo. Ok, vedeți că în față sunt chestii. Apropo, dacă vedeți și voi ceva paranormal, puneți pauză și scrieți în comentarii la ce minut dacă ați văzut vreo fantomă. Teddy o să găsească toate fantomele și le distruge pentru voi, iar apoi o să fie pace și liniște în pădurea Hoia Baciu. Du-mă la un extraterestru, la nava lor, mamă. Hai, încotro, încotro băiatul, încotro, hai. Ok, o să intrăm puțin și în pădure acum. El practic acum și-a mirosit teritoriul să vadă dacă fantomele sunt pe aici. Hai, Teddy, pe unde? Spune-mi. Ok. E foarte înfricoșător, mai ales că nu e nimeni și asta îl face și mai înfricoșător. De obicei, oamenii vin și la grătare pe aici, dar acum este liber. Ai văzut ceva? Ia zi! Zi! Zi dacă ai văzut ceva! Da! Ia zi! Ce e acolo? Ce e acolo, mamă? Ce e acolo? Zi! Ce-i mirosit acolo? Urme de extraterestru, zici? Urme de extraterestru? Ia zi! Zi, bărbate! Zi! Vrei să alergăm? Oh, hai, 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 fugi! Ce s-a întâmplat? De ce fugi? De ce alergi? De ce? De ce? De ce alergi? Nu înțeleg! A văzut ceva? Ce ai văzut? Ok. Ok, vin după tine, vin după tine. Spune, ce-ai văzut? Ce e acolo? Ok, vrea să intrăm în pădure acum. Mamă, ce fel arată copacul ăsta? Gata, acum a venit momentul să intrăm în pădure. Ok, avem grijă. Hai, Teddy, du-mă exact unde crezi tu că e locul. Iar a simțit miros de fantomă. Sau a făcut cineva treburile acolo, nu știu. Ce e acolo? Ce-ai găsit? Ia zi! Wow, a cam luat o lagoană. Hai, Teddy. Simte fantoma. Mă, dar faza e că văd că reacționează ciudat puțin și vedeți că reacționează puțin cam ciudat la copaci, pentru că s-a mai oprit la copaci. Nu ca ceva normal, exact ca un cățel, ca să-și marcheze teritoriul, ci chiar se uita, s-a oprit odată în fața unui copac și s-a uitat ciudățel. Hai, Teddy, du-mă, încotro. Și vedeți că oricum copacii sunt puțin ciudați aici. Nu exact ca în pozele alea pe care le vedeți voi de pe internet, dar oricum arată ciudățel. Teddy, ce-ai făcut? Ai simțit ceva? Ia zi! Hai să-l mai las încă puțin, să mai meargă încă câțiva metri în față, pentru că se tot duce încolo. Vedeți că este și drumul ăsta. Ceva l-a speriat, sigur l-a speriat ceva. Că văd că vrea să se întoarcă, nu vrea să se mai înfunde prea mult. A mers cam 100 de metri înspre centrul pădurii. Și văd că ceva l-a speriat pentru că l-a făcut deodată să se întoarcă, așa că nu cred că mai intrăm. Hai, ai văzut și pădurea Hoia Baciu? Asta e? Nu știu, scrieți voi în comentarii, puneți pauză dacă ați văzut ceva ciudat prin pădure. Hai, Barăsani, hai, ne întoarcem. A început deodată să se întoarcă repede, speriat, dar deodată se ducea în față și după aia s-a întors deodată. Și apropo, dacă vreți să mergem cu Teddy în Poiana Rotundă, adică exact unde se întâmplă și că cele mai ciudate fenomene inexplicabile acolo, acolo este centrul pădurii Hoia Baciu. Și dacă vreți să-l ducem și pe Teddy, distribuiți mai departe, abonați-vă și activați clopoțelul neapărat. Un mare like. Să vedem ce spune Teddy și acolo. Poate găsim ceva interesant. Așa că acesta a fost și vlogul de astăzi și nu uitați, activați clopoțelul, abonați-vă, un follow pe Instagram Florentin Hriscu și vreau să vă zic că voi cei mai tari, cei mai tari, tot cei mai tari trupă și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!